Sute de francizori, francizați și potențial parteneri de business și-au dat întâlnire la București la Forumul Investitorilor în Franciză, un eveniment aflat la a doua ediție. Evenimentul a atras, în primul rând, antreprenori români și străini aflați în căutarea unui prim proiect de business. Participanții au avut ocazia să afle care sunt cele mai atractive domenii de investiții. La ora actuală, piața de franciză este considerată drept sectorul care capitalizează valul de creștere economică și pofta de consum. O franciză e un parteneriat între două entități juridice independente. E un parteneriat între doi oameni care se pun la masă împreună și se potențează împreună. Având în vedere că noi am lansat astăzi un model de parteneriat cu franciză, adică fiind vorba despre sănătatea oamenilor, suntem foarte interesați să creștem, să ne extindem, să putem trata mai mulți pacienți, să dăm oportunitatea partenerilor din țară, adică medicilor care își doresc să ofere mai mult pacienților lor, să deschidă o clinică la ei în oraș și venim în sprijinul lor cu modelul de franciză, dar și cu mare parte din investiție. Conceptul nostru de business este vânzare, cumpărare, schimb. Lanțul nostru de magazine cuprinde undeva la 56 de magazine în Olanda, Belgia, Germania, Spania. Trebuie să înțelegi piața, trebuie să înțelegi specificul pieței locale, trebuie să cunoști oamenii cu care lucrezi ochi în ochi și de-aia propunerea noastră este ca oameni care vor să îi ajute pe ceilalți să se dezvolte, să se alăture echipei noastre și să ajute la o creștere economică reală și concretă, în special pentru antreprenoriatul românesc. Piața francizelor din România numără peste 400 de concepte active. Sunt nume românești și internaționale care au optat pentru această oportunitate de business. Alte circa 50 de afaceri sunt în căutare de master francizat sau partener pentru extindere.